Singurul spital din România care a depus și a primit aprobare, sprijin și în 2019 finanțare pentru construirea de locuințe pentru medici este Spitalul Municipal Orșova, din județul Mehedinți. Eu zic că încercăm să intrăm în normalitate și când spun că încercăm să intrăm în normalitate, nu am făcut decât să cer guvernului, respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale, prin intermediul, sigur, Agenției Naționale pentru Locuințe, un sfat și un răspuns dacă în cadrul Spitalului Municipal Orșova se poate construi un bloc, însemnând cu 10 apartamente, pentru tineri specialiști din sănătate. Și acest lucru pentru singurul motiv că am observat că există program național în care se poate dezvolta și pot fi accesați bani pentru astfel de locuințe. De ce? Întrebarea vine de ce acest lucru? Pentru că, în general, spitalele mici suntem obligate să creăm anumite condiții mai facile decât spitalele mari pentru a atrage medicii tineri specialiști în cadrul spitalului. Având o experiență în acest domeniu, și anume că în ultimele 20 de luni Spitalul Municipal Orșova a reușit să atragă 8 medici specialiști pe diferite domenii și încă 6 medici specialiști care vor veni în perioada imediat următoare până în luna martie anul viitor, ne face deja să creionăm mai multe perspective și să încercăm să obținem mai multe condiții de cazare pentru medici. De ce? Pentru simplu motiv că avem 4 garsoniere care în cadrul spitalului care deja sunt ocupate cu medici specialiști, mai avem un apartament pentru o familie de medici specialiști ginecologi de la Timișoara, ne va mai veni o doctoriță de la Sibiu, ne mai veni de la Craiova un medic specialist orelist, ceea ce ne pune în situația ca în perioada imediat următoare de un an de zile sau maxim 2 ani de zile să nu mai avem cum și unde să oferim astfel de spații de cazare. Și atunci, exact cum ați întrebat dumneavoastră, dacă aceste demersuri pe care noi le-am promovat, și aici trebuie să spun că primăria va avea un rol determinant în sprijinirea acestui proiect, însemnând că dâșii vor trebui să creioneze acea documentație tehnică, dânșilor deja venindu-le acea adresă de la Ministerul Dezvoltării și Agenția Națională pentru Locuințe, șansele noastre reale împreună cu dânșii este de a reuși acest lucru. Nu vă ascund faptul că trebuie să asigurăm și viitorul. Spitalul Municipal Orșova are deja scoase la concurs și ocupate 8 posturi de medici specialiști de anul trecut pe diverse domenii care în următorii 4 ani și respectiv 5 ani vor veni la Spitalul Municipal Orșova. Gândiți-vă că acest aflux de medici va însemna să le asigur și spațiile corespunzătoare. Și atunci venim în întâmpinarea acestui fapt cu un astfel de proiect. Preluat cu o datorie de aproape 2 milioane de lei noi, Spitalul Municipal Orșovean a reușit ca în niciun an și jumătate să achite peste 1,2 milioane de lei noi, să realizeze investiții și îmbunătățiri în clădiri, să achiziționeze aparatură medicală nouă și să funcționeze fără a mai fi o povară pentru primăria orșoveană. Și mai mult, a reușit să se integreze și în programul RABLA. Astfel, spitalul este în primele 5 instituții din România care a primit acordul și sprijinul financiar pentru achiziția unei mașini de transport pacienți. Așteptăm săptămâna viitoare cu speranța, cel puțin așa avem promisiune, inclusiv de la Partidul Național Liberal, inclusiv de la celelalte partide, că au înțeles, să spunem, necesitatea achiziției acestei auto-utilitare și sperăm ca săptămâna viitoare, fiind ultima săptămână în care se mai pot face astfel de demersuri, pentru că programul național, hai să spunem, RABLA pentru instituții publice, în data de 7 decembrie se încheie cu depunerea acestora. Noi, în schimb, avem un mare avantaj, faptul că săptămâna trecută, vineri, așa cum spusesem într-o altă emisiune de-a dumneavoastră, s-a comunicat oficial și există pe site-ul Agenției Fondului pentru Mediu, Spitalul Municipal Orșova pe poziția 5 din 183 de instituții publice la nivel național. Deci avem acea aprobare pentru suma de 7.500 de lei. Așteptăm acum buna intenție a consilierilor de a vota aprobarea achiziției.